Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Se schimbă regulile în medicina estetică din România. Autoritățile au descoperit că se fac proceduri de înfrumusețare pe bază de botox și acid hialuronic, inclusiv în moluri. Asociațiile care luptă pentru apărarea drepturilor omului cer ca polițiștii să nu mai poarte arme de foc în orice condiții. Totul după ce o femeie a fost împușcată din greșeală de un agent. Iar din această seară reîncep ninsorile, este cod galben de vreme rea cu precipitații și vânt puternic în 24 de județe. Așadar, după câteva zile cu soare și o primăvară care părea că s-a rătăcit pe la noi, iarna revine nervoasă. Un cod galben de precipitații și vânt puternic intră în vigoare din această seară și vizează 24 de județe din centrul României. Și în București se rătăcește și este așteptată ninsoare. Cătălin Radu Tănase ne dă toate detaliile. Bună seara, Cătălin! Bună seara! Codul galben, avertizarea meteorologilor pentru precipitații și vânt puternic, intră în vigoare în această seară la ora 22 și va ține până miercuri la ora 2 dimineața. E adevărat, cum spuneai și tu, Andreea, sunt 24 de județe vizate, însă meteorologii au emis acest cod galben de avertizare exclusiv pentru zona Arcului Carpatic. La munte va ninge zdravăn, iar la peste 1500 de metri altitudine va fi chiar viscol. Ei bine, o să spuneți, da, dar România nu e formată numai din zone muntoase, numai că meteorologii au anunțat clar că dacă pentru munte au emis cod galben, vremea se va înrăutăți în tot restul României. O să vă dau un exemplu. La București, de exemplu, o să înceapă mâine să plouă. Cam toată ziua vor fi ploi, o maximă de 6 grade, după care miercuri dimineața s-ar putea să ne trezim cu câțiva centimetri de zăpadă, între 2 și 5 centimetri de zăpadă, iar minima va coborî undeva spre 0 sau chiar minus un grad. Asta înseamnă practic vremea închisă la care se referă cei de la Institutul Național de Meteorologie, iar vestea oarecum neplăcută, potrivit prognozelor pe care le-am studiat astăzi, este că această vreme închisă, umedă, urâcioasă, va mai dura încă vreo 2 sau 3 săptămâni de acum încolo, așa că primăvara adevărată s-ar putea să vedem abia pe la vreo 15 martie, Andreea. Mulțumesc, Cătălin. Cazul italianului Matteo Politi, care s-a dat drept medic în România, scoate la suprafață degringolada în care se află medicina estetică de la noi. Aici inclusiv dentiștii fac intervenții de înfrumusețare, iar cei interesați se pot injecta cu botox la mol. Pentru că lucrurile parcă au scăpat de sub control, Ministrul Sănătății anunță noi reguli. Autorizațiile de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică vor fi emise abia după ce doritorii vor face dovada că sunt profesioniști. Până acum, oficialii verificau numai cabinetul care trebuia să corespundă unor norme, nu și actul medical. Într-un mall din capitală, între două sesiuni de shopping, poți să-ți faci inclusiv injectări cu botox sau cu acid hialuronic, proceduri de chirurgie estetică. Intervențiile se fac după acea ușă din sticlă întredeschisă, dar unde nu am avut voie să intrăm pentru că angajații tocmai tratau o pacientă. Ne întâlnim însă în lift cu o altă tânără care își mărise buzele. V-a spus botox la da. Ei? Da. Se vede? Ce țipă la mână? E foarte ok, doctor. Eu nu mai le-am pus. Da? E, da. Dar ce? E medic, nu? E, cred, nu știu. Direcția de Sănătate Publică susține însă că această clinică de înfrumusețare nu este autorizată să facă astfel de intervenții. La rândul lor, reprezentanții clinicii susțin că au depus dosarul pentru autorizare din februarie 2018 și că în mall se realizează doar tratamente minim invazive și consultații, nu proceduri chirurgicale complicate. În ceea ce privește existența unui spațiu cu funcționalitate de cabinet medical, clinica noastră nu este singura de acest tip în cadrul unui mall, existând nenumărate cabinete stomatologice care își desfășoară activitatea similar în spații comerciale. Cazul lui Matteo Politi scoate așadar la suprafață modul haotic în care se practică la noi medicina estetică. Până nu de mult, inclusiv medicii dentiști făceau intervenții de înfrumusețare, o spune Ministrul Sănătății, care astăzi a anunțat că lucrează împreună cu specialiștii Direcției de Sănătate Publică și cu cei ai Comisiei de Chirurgie Plastică la niște reguli stricte în domeniu. Comisia a stabilit foarte clar cine ce are dreptul să facă. Iar Direcția de Sănătate Publică va emite autorizația de funcționare doar după ce se asigură și de calitatea actului medical, nu doar de respectarea normelor igienico-sanitare, cum se întâmplă în prezent. Vom introduce expres în acel act normativ obligativitatea ca la obținerea autorizației de funcționare să se depună și un document, un dosar privind calificarea personalului. Atunci când un cabinet se va autoriza, vom ști sigur că va avea și resursa umană corespunzătoare.
Cu alte cuvinte, procedurile medicale, inclusiv injecțiile în buze, trebuie să fie făcute de un medic specializat în anumite condiții, așa că ar trebui să dispară din saloanele de înfrumusețare. Pe de altă parte, Matteo Politi, aflat după gratii, crede în continuare că nu a greșit cu nimic și încearcă să-și recapete libertatea. Peste două zile, Matteo Politi va încerca să-i convingă pe judecătorii Tribunalului București că poate fi cercetat în stare de libertate ca să iasă din arest. Se declară nevinovat și susține că este un medic veritabil. Mi-a spus că are în mod categoric diplomă de licențiat în medicină, cu rezidențiat și chiar cu anumite studii de aprofundare în chirurgia estetică făcută în America. Este foarte afectat emoțional de starea de arest, este foarte afectat de ceea ce se întâmplă. Plânge? L-ați văzut plângând? Da, de mai multe ori. La audieri vor ajunge în zilele următoare și funcționarele care i-au dat ilegal codul de parafă. Cea care a întocmit actele în vederea eliberării codului de parafă a susținut că i l-a dat din milă. Și-a convins și o altă colegă să-și pună semnătura de aprobare pe dosar. Superiorii au făcut plângere penală împotriva amândurora. Incidentul petrecut în Mureș, în urma căruia o femeie a fost împușcată din greșeală de un polițist care încerca să oprească un șofer fugar, stârnește reacțiile asociațiilor pentru drepturile omului. Apador a cerut astăzi ca poliția să nu mai folosească arme de foc la contravenții, ci pistoale cu electroșocuri. Între timp, procurorii au ridicat mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere ca să afle cum a fost posibil. În paralel, șoferul de la care a pornit totul a fost acuzat de ultraj. Anchetatorii s-au întors astăzi în localitatea în care o femeie nevinovată a fost împușcată din greșeală de polițist și au ridicat înregistrările făcute de camerele de supraveghere. Pe baza imaginilor, pe care procurorii au decis să nu le facă încă publice, au fost reconstituite momentele care au dus la această nenorocire. Împreună cu un coleg, agentul a blocat cu mașina calea șoferului fugar și pentru că acesta nu a oprit la semnal și ar fi încercat să îi lovească, a scos pistolul și a tras 6 gloanțe înspre autoturism. Femeia era pe marginea șoselei, iar unul dintre proiectile a ricoșat și a lovit-o în cap. Victima a căzut secerată. Șoferul fugar a fost astăzi reținut pentru 24 de ore, iar mașina lui va fi expertizată criminalistic. Individul apucase să-i demonteze numerele de înmatriculare. La audieri a ajuns și polițistul de 49 de ani care a folosit arma. Polițistul în cauză a tras practic în roți, ca să oprească cumva mașina, ceea ce nu a reușit. Deci a venit tragicul eveniment. Agentul lucrează în poliție din 1993, când a fost angajat din sursă externă. Superiorii lui spun că a trecut cu bine de ultima testare psihologică, făcută în martie 2016, și că era apt să poarte armă. Între timp, victima se luptă pentru viața ei pe un pat de spital în Cluj. Femeia în vârstă de 59 de ani se află în continuare în stare critică la secția de terapie intensivă a Spitalului de Neurochirurgie. Iar astăzi, preț de câteva minute, familia sa a fost lăsată să o vadă. Următoarele zile sunt decisive pentru evoluția ei, iar medicii vor ști abia după o reevaluare neurologică dacă a rămas cu traume. Sperăm că Dumnezeu să ajute să se vindece, dar nu se știe. Puteam să fim și noi. Noi am fost în biserică și putea să fie oricine. Incidentul a stârnit reacția unor organizații care apără drepturile omului. Apador CH a cerut astăzi interzicerea armelor de foc de către poliție pentru prinderea sau imobilizarea unor persoane care au comis contravenții. Este necesar ca armele de foc să rămână doar în dotarea forțelor speciale de intervenție ale poliției, iar restul polițiștilor, inclusiv cei de la poliția rutieră, ar trebui dotați cu pistoale neletale cu electroșocuri. Taserele nu oferă mari șanse de a opri autoturismele, dar, în mod sigur, nu ucid oameni. Pentru oprirea autoturismelor se pot folosi benzile cu țepi sau alte metode specifice, care nu pun în pericol viața celorlalți și care ar trebui asimilate în România. Se arată într-un comunicat al Apador CH. Potrivit statisticilor IGPR, citate de Apador CH, în fiecare an din ultimii 3, polițiștii au ucis câte un om. Performanță extraordinară reușită de jucătoarele echipei de Fed Cup la tenis. Româncele s-au calificat în semifinalele competiției după ce au învins campioana mondială Cehia chiar la ea acasă. Punctele au fost aduse de Simona Halep în meciurile de simplu și de Monica Niculescu și Irina Begu în proba decisivă de dublu. Reușita este una istorică. România nu a ajuns niciodată așa departe în Fed Cup în actualul format. Ca
Calificarea României a venit după ce Monica Niculescu și Irina Begu au învins cea mai bună echipă din lume la dublu. După ce câștigase 2 puncte pentru țara noastră la simplu, Simona Halep a trăit punctul decisiv la intensitate maximă. România a ajuns astfel în semifinale în campionatul mondial al tenisului feminin. Victoria este cu atât mai frumoasă cu cât fetele noastre au învins campioana în titră la ea acasă. În ultimii 8 ani, echipa Cehiei a câștigat numai puțin de 6 titluri. La victorie a contribuit și galeria românească, care s-a deplasat la Ostrava. Românii au dominat atmosfera din sală printre suporteri, numărându-se și tatăl Simonei, Stere Halep. Liderul galeriei a fost însă primarul Clujului, Emil Boc. Acesta a bătut în continuu la tobă și a dat tonul scandărilor. Galeria, pur și simplu, sunt impresionată de ce au putut să facă în aceste 2 zile. După ce a dominat clasamentul mondial ca numărul 1 în tenisul feminin și după ce a câștigat Roland Garros, Simona Halep visează acum la trofeul Fed Cup. It's close to my best day ever in my career. It's an unbelievable feeling and as our captain said, we won't stop. A fost o zi specială și pentru Monica Niculescu. Ea a devenit jucătoarea cu cele mai multe victorii pentru România în Fed Cup, 31, depășind-o astfel pe Ruxandra Dragomir. You're now the most successful Romanian player of all time in the Fed Cup. Everything was amazing and I'm happy that I can represent Romania. În semifinale, România va întâlni Franța. Aflați mai multe la știrile Pro TV din sport. Peste 63% dintre românii care au telefon mobil fac o greșeală care poate costa vieți. Pentru că nu-și blochează celularul, sună la 112 fără să-și dea seama. Cât de gravă este situația, aflați imediat. Cu mare întârziere, legea bugetului de stat intră în dezbaterea parlamentarilor. Miniștrii s-au prezentat astăzi în fața aleșilor, iar cei mai mulți dintre ei s-au lăudat cu bani în plus și proiecte noi. Șefa de la Sănătate a primit 500 de milioane de lei pentru programul Vitamina D pentru copii, iar la educație s-a votat ca în școli elevii să primească o masă caldă. Este praf în ochi, acuză opoziția, care a și depus 3.000 de amendamente. La Sănătate, șeful comisiei a prezentat amendamentul cu care s-a lăudat șeful său de partid. 500 de milioane de lei vor trece de la SRI și SPP în programe privind combaterea carenței de vitamina D sau a diabetului la copii. Aleșii opoziției au zâmbit cu subînțeles și s-au abținut de la declarații. Vitamina D nu este o invenție a domnului Dragnea. După ce Sorina Pintea a anunțat că 2018 a fost un an bun pentru Sănătate, un deputat al opoziției i-a sugerat să se ducă în vizită neanunțată în spitalele din Valea Jiului. Secția de pneumologie din Deva, la propriu, se desprind bucăți din tavan. Realitatea nu este din filme horror, este din ceea ce am filmat. La Comisia de Buget a ajuns reprezentanta unei asociații pentru drepturile copiilor cu dizabilități. Aceasta le-a atras atenția aleșilor că primăriile nu le vor putea plăti indemnizațiile pentru copiii cu probleme și pentru persoane cu deficiențe. Executivul a lăsat plata acestor cheltuieli sociale în sarcina administrațiilor publice locale. Vă rugăm din suflet, nu atentați la supraviețuirea a sute de mii de persoane cu dizabilități din țara asta și copii și părinți. Autoritățile locale nu vor putea plăti. Nu faceți caz de intenție colegilor, pentru că nu aveți de unde să știți că aceste persoane vor rămâne neprotejate de statul român. Opoziția a acuzat din nou lipsa de transparență și graba parlamentarilor de la putere de a adopta textul. Potrivit programului, legea bugetului de stat va fi votată până la sfârșitul acestei săptămâni. După ani de promisiuni privind autostrăzile, ministrul transporturilor Rovana Plumb a venit astăzi cu 180 de kilometri noi pentru 2019. Asta le-a prezentat parlamentarilor ca să-i convingă să voteze bugetul pentru transporturi. Câteva minute mai târziu le-a spus jurnaliștilor că nu este o promisiune, ci doar o declarație. Iar despre proiectele de infrastructură din programul de guvernare nerealizate, Rovana Plumb ne-a transmis că mâine îi va întreba pe constructor de ce nu s-au făcut. Ministrul interimar al transporturilor a anunțat astăzi în Parlament prioritățile pentru 2019 în domeniul infrastructurii. Ținta cea mai importantă, construcția de autostrăzi. Pentru anul 2019 vom putea să dăm în trafic, deci în trafic, în ceea ce privește autostrăzile,
180 de kilometri. Însă, la ieșirea din Comisia Parlamentară, ministrul interimar a venit cu o variantă nuanțată. Nu mai sunt autostrăzi, sunt tronsoane. Ați promis 180 de kilometri în care îi cuprindă și pe aceștia. Acolo eu n-am promis nimic. Am spus că se va circula pe 180 de kilometri, păi, formați din mai multe tronsoane. Dacă nu sunt gata 180 de kilometri, cine răspunde pentru cei 180 de kilometri care nu sunt gata? Vom analiza. Totuși, în programul de guvernare, executivul și-a asumat finalizarea autostrăzilor Lugoș-Deva și Sebeș-Turda până în 2017. Iar între aeroportul Otopeni și autostrada București-Ploiești urmau să înceapă lucrările pentru o altă șosea rapidă. Sebeș-Turda, Lugoș-Deva trebuiau terminate în 2017. Nici acum nu sunt gata. Sau chiar 2016. Cum explicați acest lucru? După întâlnirea de mâine cu constructorii, o să vă dau un răspuns cert și clar de ce nu s-au finalizat. Asociația Pro Infrastructura estimează însă că anul acesta vor fi făcuți doar 40 de kilometri. Din păcate, cel mai important proiect de șosea din România, autostrada Sibiu-Pitești, nu are până acum un constructor. Pentru terminalul de pasageri din aeroportul Otopeni nu s-a organizat nici măcar o licitație. De asemenea, aeroportul are nevoie urgentă de o parcare, care apare în programul de guvernare, dar care a rămas pe hârtie. Programul de guvernare promite și un inel feroviar pentru București. Nici în acest caz nu s-a făcut până acum nimic. În proiectul de buget pentru acest an, alocările pentru investiții sunt un sfert din cheltuielile sociale și cu salariile. Deși este implementat de 15 ani, la noi în țară serviciul 112 este folosit în continuare greșit de către români. Numai în 2018, aproape 7 milioane de persoane au format acest număr fără să aibă o urgență reală. Nu realizăm, se pare, că un telefon inutil ține linia ocupată pentru un om aflat în pericol de moarte. Iar peste 63% dintre telefoanele neîntemeiate au fost date involuntar, adică oamenii aveau celularul deschis în buzunar sau în bagaj și au apelat fără să știe 112. 112, ce urgență aveți? Lângă parcul Sebastian. Rahova. Accident rutier cu victimă. Recepționat pentru 82 Mihai Vodă, începem deplasarea. Acesta a fost apelul care i-a pus în mișcare pe militarii de la detașamentul de pompieri Mihai Vodă. Aceștia merg să rezolve un caz solicitat prin apel la 112. Este ora 13:39, să vedem cât durează intervenția. În doar 5 minute pompierii au reușit să ajungă aici, la parcul Sebastian, unde a fost raportat un accident cu mai multe victime. La doar 2 minute distanță a ajuns aici și poliția, tot prin apel la 112. Este vorba de un copil de 3 luni și jumătate, implicat în auto împreună cu mama lui, este în ambulanță, îl transportă la Spitalul Grigore Alexandrescu. Acest accident a fost anunțat la 112 de un tânăr care se afla în acel moment în zonă. Femeia a început să țipe, care copilul în spate. Și prim ajutor, știți cum e, nu sunt la discuții. Am sunat din prima. În fiecare zi, operatorii de la 112 preiau mii de astfel de solicitări și le transmit mai departe spre ambulanță, SMURD, poliție sau pompieri. Bună ziua de la SMURD, sunt, ce urgență aveți? Din păcate însă, mulți nu înțeleg importanța serviciului de urgență și îi țin ocupați pe operatori din diverse motive, cum ar fi farsele, solicitarea de informații inutile sau, și mai rău, apelează din greșeală când țin telefonul deblocat în buzunar. 112, ce urgență aveți? Uitați-vă, a format la 112, a închis și îl reapelăm ca să vedem dacă nu are urgență. În acest caz, operatorii trebuie să asculte apelul cel puțin 15 secunde și apoi să sune de două ori la acel număr, chiar dacă nu aud nimic în receptor. Pierdem în jur de un minut, trebuie să-l localizăm, să trimitem, că nu se știe niciodată. Poate, într-adevăr, are nevoie de ajutor. În 2018, operatorii 112 din toată țara au răspuns în total la peste 12.700.000 de apeluri. Mai mult de jumătate dintre acestea nu au reprezentat însă o urgență. De aceea, reprezentanții STS îi sfătuiesc pe oameni să nu formeze numărul 112 dacă problema pe care o au poate fi rezolvată, de pildă, cu ajutorul medicului de familie. Că îl doare un deget sau că i s-a rupt o unghie, că n-au lumină, asta cu lumina e frecventă. Numai în București, o singură persoană a sunat în 10 luni de peste 21.000 de ori la 112. Cei care fac astfel de glume proaste riscă între 500 și 1.000 de lei amendă. 2019 a început cu un număr record de accidentări pe pârtii, anunță îngrijorat salvamontiștii. Principala cauză ar fi supraaglomerarea pârtiilor, astfel încât până astăzi au avut loc peste 2000 de intervenții. Ar fi nevoie de extinderea domeniilor schiabile, spun salvatorii, dar pentru asta sunt necesare investiții majore, așa că, din păcate, cele mai multe soluții rămân doar pe hârtie. Yeah.
Săptămâna trecută, când copiii erau în vacanță, salvamontiștii au primit peste 700 de apeluri. Pârtiile au fost extrem de aglomerate și aproape jumătate dintre accidentări au fost dintre cele grave. Este un fenomen direct al creșterii numărului de turiști pe munte. Supraestimarea capacităților de a practica acestor sporturi de către unele persoane, fără să aibă cunoștințele necesare pentru schi, reglare necorespunzătoare a legăturii de schi. În Poiana Brașov, de exemplu, sunt 25 de kilometri de pârtii, de care s-au bucurat zilnic în jur de 5.000 de oameni. Din 2007, autoritățile locale încearcă extinderea domeniului schiabil cu 10 kilometri, cu coborâre în Râșnov, dar abia anul acesta speră să termine documentația, iar de la anul să înceapă lucrările. Urmează noi să facem studiile, să le actualizăm, să vedem care este valoarea investiției. Vorbim de câteva milioane de euro. Discuțiile despre domeniul schiabil Padina Peștera durează de peste 15 ani și sunt și acum fără rezultat. Autoritățile spun că n-au găsit finanțare pentru cei 40 de kilometri de pârtie pe patru versanți. 20 de milioane de euro costă numai un sector de 5 kilometri lungime. Bugetul județului nu poate să acopere un asemenea efort investițional. Legislația în domeniul proiectării, normele s-au tot schimbat. Au fost multe schimbări, deci practic orice proiect, dacă ai un proiect din 2014, de exemplu, acum vrei să-l depui, el nu poate fi depus, că trebuie actualizat. Și în Făgăraș, o mare stațiune de schi de-a lungul Transfăgărășanului a rămas doar în faza de intenție. Ar fi vorba de 150 de kilometri de pârtie, care implică patru primării diferite. Guvernul a anunțat în 2017 că ar aloca fondurile, dacă ar fi făcută documentația, dar edilii spun că nu au bani de consultanți și proiectare. În Sinaia, în schimb, în această vară încep lucrările la trei pârtii noi și un teleschi. Autoritățile au pus deja la bătaie 200.000 de euro. În prag de mărțișor, directorii de școli, dascălii și părinții vor fi convocați la discuții în care mai mulți activiști își propun să le aducă aminte că fondul clasei și așa zisele atenții sunt ilegale și dăunătoare ideii de educație. Promotorii campaniei spun că de multe ori părinților li se cer bani pentru consumabile, nu pentru că n-ar fi la bugetul local, ci pentru că directorii nu vor să-și bată capul cu hârtii. În România, părinții dau între 50 și 500 de lei pe an pentru săpun, șervețele, dar și daruri pentru fiecare copil pe care l-au la o școală sau la o grădiniță de stat. Fondul clasei aveți? Da. Pentru ce? Pentru cretă și bureți. Legal, nici n-ar trebui să existe. Și totuși, fondul clasei e colectat și cheltuit pe tot ce școala de stat e obligată să asigure. Hârtie, săpun, saci de gunoi, spirt și soluții de curățat. Reprezentanții unui ONG susțin că de multe ori problema nu e că școlile nu primesc bani, ci că directorii nu-i cer de la primării. E foarte greu să spui stop fondurilor clasei cu fapte atâta timp cât școala nu se mișcă și nu depune cerere pentru finanțare la nivelul autorităților publice locale care au fonduri disponibile în acest sens. De unde știți că au fonduri? Pentru că au spus-o ei înșiși, fonduri publice existente în bugetele pentru anul 2018, chiar aici în sectoarele bucureștene, necheltuite pentru tonere, hârtie, hârtie igienică, a spus Curtea de Conturi într-un raport mai amplu la nivel național. Anul trecut, din bugetul de stat, s-au cheltuit pentru administrarea școlilor 23,3 miliarde de lei, în timp ce proiecția era cu 400 de milioane de lei mai mare. Altfel spus, 100 de lei au rămas necheltuiți pentru fiecare copil înscris în învățământul de stat. Sunt oameni care nici măcar nu știu că există bugete. Când spun oameni, nu mă refer la părinți, ci mă refer la administratori de școală, care nu știu că există bugete publice care pot fi accesate pentru a-și acoperi nevoile din școală. Campania Școală Egală, Școală Legală vizează și cadourile oferite profesorilor. O cafea, o sticlă de șampanie, ca o mică atenție. Cumpărăm pentru fiecare profesor și eventual ceva mai mare pentru doamna dirigintă. Codul etic al profesorilor interzice din 2018 ca dascălii să primească daruri. Nu, mulțumesc. Refuz. Eu așa ceva nu primesc. E așa de simplu și știi cum, așa de repede trece mesajul, nu. Mai încearcă, îi mai mușcă șarpele din când în când. Adică am mai văzut o cutiuță lipită de buchet și așa mai departe. La școlile și grădinițele private contractul e clar. Părintele plătește școala, iar școala plătește săpunul și hârtia igienică. Însă la stat e clar că nu vom avea educație fără contribuții extra până când nu vor lucra împreună directorii, profesorii și părinții. Rămâne de văzut câți dintre directorii școlilor publice vor
accepta ca aceste afișe să le fie lipite pe holuri. Toți aceia contactați de noi au spus apăsat că nu au nici fondul clasei și nici nu acceptă atenție. Și totuși au refuzat să dea public acest mesaj. Adriana Stere, Pro TV. Aveți în plan să mergeți anul acesta la Veneția? Mai puneți niște bani pentru bugetul de vacanță pentru că apare o nouă taxă care îi vizează pe turiști. Detalii în câteva momente. La noi prețurile vor crește și anul acesta, așa că inflația va fi în medie cu 3% mai mare ca anul trecut. Anunțul a fost făcut de guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Trebuie să fim foarte atenți să nu băgăm căruța în șanț, a declarat acesta, care a calificat atacurile asupra BNR din ultima vreme drept jalnice și irresponsabile. Isărescu l-a desființat profesional pe consilierul pe probleme economice al premierului Darius Vâlcov, despre care a spus că nu vorbește în numele guvernului României. Până la această oră, Vâlcov nu a răspuns criticilor. Acuzat de consilierul pe probleme economice al premierului Darius Vâlcov că ar ascunde înțelegerile dintre bănci și că ar manipula cursul de schimb, guvernatorul Mugur Isărescu susține că afirmațiile sunt complet false. Într-o lună a putut să producă atâtea perle încât chiar ne produce probleme. Mai declara parcă la Bloomberg. Roborul trebuie res sau setat. Nu? Roborul trebuie setat. M-au întrebat și pe mine, mai cum, ce face roborul ăsta? Setat? Dumnezeu poate s-a gândit să-l setăm sau nu știu ce setare și ce setare poți să-i face acestui indice, că el, săracul, e un algoritm de medie, nu de... și stă acolo, el se calculează aproape automat. Isărescu a anunțat că BNR se delimitează public de toate declarațiile lui Darius Vâlcov, iar ideile acestuia nu sunt în planul de măsuri și declarația de aderare la zona euro, semnată de România și asumată de guvern săptămâna trecută. A spune așa că nu e niciun damf de Vâlcov în documentul ăsta. Dar absolut niciun. Absolut niciun. Și atunci nu știu numele cui vorbește. Nu poate să vorbească în numele guvernului. Acum dânsul vorbește și în numele Parlamentului, v-am spus că ne dă sarcini. Să scoată încă o ordonanță, că văd că le scoate ușor, și să spună acolo, de mâine sau de pe 1 martie, poftim să-i dăm un interval, să trăiască românii mai bine. Mai bine și decât în Germania, eventual, că dacă nu, le punem o taxă. Consilierul pe probleme economice al premierului României, Darius Vâlcov, nu a răspuns criticilor guvernatorului. Raportul BNR pe inflație, prezentat de Isărescu, arată că anul acesta prețurile vor crește în medie cu 3%. Guvernatorul atrage atenția că urmează o corecție economică. Bineînțeles că suntem pentru creșterea consumului, pentru creșterea veniturilor, dar atenție la dozaj. Adică ce se dorește? Să închidem ochii, să ne facem că nu vedem cifrele astea sau le vedem numai cum vor unii? Deci aici este o corelație perfectă, care arată că s-a dat prea mult în economie. Și până la urmă va apărea o corecție. Trebuie să fim atenți, foarte atenți, să nu băgăm, spune dânsul, căruța în șanț. Guvernatorul și toți ceilalți 8 membri din Consiliul de Administrație al Băncii Naționale vor merge mâine la Parlament ca să dea explicații senatorilor despre cursul de schimb, dobânzi și sistemul bancar. Casa Radio, a doua cea mai mare clădire ca mărime după Casa Poporului, ar putea fi pusă în sfârșit în valoare. După mai bine de 3 decenii în care a fost lăsată neterminată, un mare investitor imobiliar a anunțat că intenționează să cumpere uriașa construcție. Deocamdată nu a anunțat și ce planuri are, însă dezvoltatorul are în portofoliu mall-ul AFI Cotroceni și clădiri de birouri și locuințe. Casa Radio a fost construită în 1986, în perioada în care era ridicată și Casa Poporului. Clădirea are 3 nivele, cu o suprafață de 3,5 hectare și alte 3 în subsol. A avut mai multe destinații, muzeu al Partidului Comunist, dar și sediu al radioului public. Nu a fost terminată însă niciodată. Știți ce s-a ținut aici ultima dată? O demonstrație de 23 august. E o clădire care ar fi putut fi folosită, dar interese probabil au adus-o în starea în care este. Ironic, pentru o capitală atât de aglomerată, clădirea ridicată pe 10 hectare de teren zace părăsită, aproape de centrul orașului. Potențialul zonei i-a atras inițial pe oamenii de afaceri. Înainte de criza economică de acum 10 ani, Casa Radio a fost redenumită Dâmbovița Center. O societate cu capital străin a concesionat-o pentru 49 de ani și a promis acolo o investiție uriașă.
Dâmbovița Center a fost inițial prezentat ca un impresionant proiect cu magazine, spații de birouri, hoteluri, blocuri și o roată uriașă din care să se vadă Bucureștiul de la înălțime. Doar că investitorii de atunci n-au făcut altceva decât să taie pur și simplu o felie din clădire, după care proiectul s-a blocat. Cumva unele clădiri nu au destinul de a fi terminate. O clădire, mai ales de acest gabarit, are și ea o vârstă. În general, cam 50 de ani, 50-60, nefiind nici terminată clădirea, eroziunea ei a fost mai accentuată. Și cu atât mai trist e că a fost accentuată chiar de om. Acum, un dezvoltator imobiliar a anunțat că a semnat o scrisoare de intenție pentru a prelua 75% din pachetul de acțiuni al casei radio, 15% fiind încă în proprietatea statului, iar 10% sunt deținute de alți investitori. Valoarea ofertei este de 60 de milioane de euro. Medicii de familie au ajuns o raritate în satele românești. În sute de localități din țară nu mai există niciun doctor. Așa că, în disperare de cauză, unii primari caută soluții. Oferă stimulente financiare, cabinete renovate și locuințe gratuite, dar tot nu găsesc doritori. În Covazna, cei 1800 de locuitori din comuna Micfalău nu mai au medic de familie de mai bine de un an. Astfel, sunt nevoiți să meargă peste 20 de kilometri până la Sfântul Gheorghe pentru consultații. E foarte greu, a avut și crize de rinic și a trebuit să mergem la Sfântul la urgență într-o săptămână de 2-3 ori. Dacă soțul e acasă, ne duce el, dacă nu, chemăm salvare. La fel stau lucrurile și la Malnaș, unde fostul doctor de familie s-a prăpădit acum 2 ani. Fiul meu e epileptic. Fiecare lună trebuie să mergem să prescrie medicamente. Primarul din Micfalău susține că a cerut, fără succes, ajutor la nivel înalt, iar recent a anunțat pe rețelele sociale că îi oferă o locuință doctorului interesat de acest post. Acceptăm mai multe cheltuieli pe care medicul la început nu trebuie să le facă, încălzirea, vopsirea, reparațiile capitale. La fel stau lucrurile și la Adășeni și Manoleasa, în județul Botoșani. A venit un medic și văzând la Valea Vremeni, drumul este efectiv impracticabil, a cedat. I-am spus că e asigură locuință aici și nu a acceptat. Cea mai apropiată stație de salvare se află la 12 km distanță, așa că unii sunt consultați de asistenta socială de la primărie. Tot ea este cea care le aduce rețete, adeverințe și medicamente. A fost ieși și m-au văzut și mi-au spus că am scris acolo și sun la copii să ne aduc medicamente și ne aduc și ea săraca de la Vremeni. Tot timpul mă pornesc pe jos. Ați văzut drumul cu mâini, deci e foarte greu să mergi fiind bolnav la medic. Practic, 500 de localități din toată țara au mai puțin medici de familie decât ar trebui sau deloc, potrivit Societății Naționale de Medicina Familiei. Așa arată dispensarul din comuna Costești. Ușile sunt închise. Asta pentru că de mai bine de 2 ani aici nu mai există medic de familie. Autoritățile spun că au un plan să renoveze această clădire, însă dacă nu se va găsi un înlocuitor, banii vor fi investiți degeaba. Doamna care a fost aici era din Iași și făcea naveta în fiecare zi. Da, de ce să pleci? Datele INS arată că în 2017 un singur medic de familie avea în grijă 1612 pacienți. În realitate însă, unii sunt responsabili de 3000 de oameni. Principalele zone afectate sunt zonele cu dezvoltare socioeconomică deficitară. Și aici mă refer la zona Moldovei. Într-un singur an, din țară au dispărut 219 cabinete de familie, potrivit Institutului Național de Statistică. După scandalul apei cu clor din București și locuitorii Ploieștiului sunt sfătuiți să stea departe de robinete. Pentru a treia zi consecutiv, în mai multe cartiere se menține interdicția de a consuma apă din rețeaua de alimentare a orașului, după ce o conductă magistrală s-a spart. Direcția de Sănătate Publică Prahova așteaptă încă rezultatul analizelor și abia mâine după amiază oamenii vor afla dacă sunt sau nu în pericol. Până atunci, primăria și societatea Apa Nova au pus la dispoziția localnicilor mai multe cisterne, iar la Spitalul Județean s-a distribuit apă plată. Mai bine de 30.000 de oameni din zona de nord a Ploieștiului s-au trezit sâmbătă că la robinete curge apă cu rugină și pământ după avaria unei conducte Apa Nova. Era maro, era închisă așa la culoare, tulbură, m-am și speriat. Era foarte neagră, foarte urât. Ne-am dus repede și am cumpărat, ce să facem, trebuie să luăm medicamente, să bem apă. Apa nu este bună nici de băut, nici de gătit, ori spălat, spun oamenii. De altfel, acesta a fost și sfatul celor de la Direcția de Sănătate Publică Prahova, care au interzis consumul apei de la robinet. Și la mâncare acum facem ciorba cu apă plată.
Surprinzător este că această magistrală de alimentare este una nouă, montată în 2015 și aflată încă în garanție. Între timp, Apa Nova Ploiești a reușit să treacă alimentarea cu apă a întregii zone pe o altă magistrală și asigură populația că situația este sub control. Se așteaptă însă probele bacteriologice. Microbiologic, rezultatele vor ieși de-abia marți, după amiaza. Cetățenii pot folosi apa, dar nu ca și apă potabilă. În cartierele afectate sunt 7 școli, 7 creșe și grădinițe și un colegiu. Copiii au băut astăzi apă plată împărțită de autorități. O cisternă a fost amplasată și în curtea secției de boli infecțioase a Spitalului Județean. S-au lipit în incinta noastră afișe de atenționare a personalului și a pacienților că apa este nepotabilă. Incidentul din Ploiești a apărut după ce, în urmă cu 2 săptămâni, un scandal uriaș a avut loc între Ministerul Sănătății și compania Apa Nova. Autoritățile au acuzat atunci compania că ar fi furnizat în București apă în care cantitatea de clor era și de 5 ori peste limita admisă. De partea cealaltă, compania a contestat rezultatele probelor. Un soft dezvoltat la Facultatea de Inginerie din Galați ar putea ajuta autoritățile să identifice situații potențial periculoase chiar în momentul în care au loc. Programul îi scanează pe cei care trec prin fața camerelor de supraveghere și le analizează mișcările. De exemplu, dacă un individ devine violent și este înarmat, este alertată imediat poliția. Invenția este încă în fază de teste. Softul, creat cu ajutorul unui algoritm matematic, scanează fiecare persoană aflată în vizorul unei camere de supraveghere, îi identifică mișcările și, dacă reprezintă un pericol, alerta ajunge la poliție, pompieri, trupe speciale și antitero. Concret, în funcție de mișcări, programul calculează singur în ce măsură o încăierare este un conflict violent, real sau o joacă. Alerta se activează și în cazul incendiilor sau dacă o persoană lasă un bagaj suspect într-un loc public unde există monitorizare video. În aeroport și las un bagaj, poate fi o bombă. Bagaj părăsit. Alarmă. Bagaj părăsit. Unul dintre scenariile pe care acest program le ia în calcul este acela în care o persoană scoate o armă într-un loc aglomerat. În câteva secunde, programul va detecta această situație periculoasă. Alarmă, armă de foc. Alarmă, armă de foc. Softul va putea fi implementat pe orice cameră de supraveghere. Sistemele de supraveghere private, dar și la cele care se referă la supravegherea unor arii mari, cum ar fi orașele sau aeroporturile. Programul a fost scris de un student căruia i-a venit ideea în urma unui incident violent petrecut recent în scara unui bloc din Galați. Un bărbat de 75 de ani a fost lovit fără milă de un recidivist care apoi l-a tâlhărit. Scenele au fost înregistrate de camerele de supraveghere care, dacă ar fi avut acest soft instalat, ar fi alertat imediat autoritățile. Acest sistem se bazează pe vedere artificială și inteligență artificială. Reușește să clasifice situația, ori e incendiu, ori e jaf armat sau în funcție de situație. Până acum, softul a fost testat doar pe grupuri mici de persoane, nu și în locuri publice aglomerate. În Ungaria, femeile care au 4 copii sau mai mulți vor fi scutite de impozitul pe venit. Este promisiunea populistului Victor Orban pentru a încuraja natalitatea. În discursul său despre mizele alegerilor europarlamentare, premierul naționalist al Ungariei a atacat la grămadă imigrația, stânga politică, pe vechiul său inamic George Soros, dar și pe vicepreședintele Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans. În discursul anual privind starea națiunii, care a coincis cu lansarea campaniei pentru europarlamentare, Victor Orban a făcut un apel la apărarea națiunilor creștine în fața imigranților, care, spune el, aduc cu ei virusul terorismului. A nemzetek, a család és a keresztény életforma sírásója. Soros György egy Timmermans nevű szocialistát állított. Ő vezeti a bevándorlás párti politikusok listáját. Și pentru că, spune el, migrația nu va fi răspunsul Ungariei la reducerea natalității, Orban a anunțat un plan menit să încurajeze pe unguri să facă mai mulți copii. Akik legalább 4 gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelem adó fizetése alól. Ez a
Ez a magyarok válasza, és nem a bevándorlás. În plus, cuplurile tinere pot lua un împrumut de 36.000 de dolari fără dobândă, iar atunci când vor avea 3 copii, datoria le va fi ștersă. Guvernul a promis de asemenea construirea de noi creșe și grădinițe, precum și un fel de concediu de maternitate sau de paternitate pentru bunici. Victor Orban, care are 5 copii, nu a detaliat modul în care guvernul va acoperi costurile măsurilor anunțate. Populația Ungariei a scăzut sub 10 milioane de locuitori și pentru că ungurii tineri au emigrat în număr mare către țările din vestul continentului. Președintele Donald Trump și-a trimis secretarul de stat într-un turneu în Europa Centrală, zonă în care Statele Unite vor să-și reafirme influența. Mike Pompeo a ajuns astăzi la Budapesta, a purtat discuții cu ministrul ungar de externe și urmează să se întâlnească și cu premierul Viktor Orban. Analiștii au deslușit un dublu obiectiv al acestui turneu. În primul rând, Pompeo va aborda cu Orban problema relației cu Rusia. Apoi, Washingtonul este preocupat de influența tot mai mare a Chinei și de prezența companiilor de tehnologie chineze în această parte a Europei. După Ungaria, Pompeo va vizita Slovacia și Polonia. Cu 7 trofee din 12 nominalizări, pelicula Favorita a dominat premiile BAFTA. Protagonista Olivia Colman a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, iar colega ei de distribuție, Rachel Weisz, a triumfat la categoria rol secundar. Cel mai bun film al anului a fost însă Roma, semnat de mexicanul Alfonso Cuarón, care a primit și premiul pentru cea mai bună regie. And the BAFTA is awarded to... The favorite. This film took 20 years to make. I contributed to the last 10. And of course the three leading ladies that I couldn't be more proud of. Filmul ne poartă la începutul secolului al XVIII-lea, când Anglia este condusă de regina Anne, interpretată de Olivia Colman. Prietena ei, Lady Sarah, jucată de Rachel Weisz, guvernează țara în locul ei. Lucrurile se schimbă însă în relația celor două, când la palat ajunge Abigail, rol ce i-a revenit actriței Emma Stone. Colman a primit laurii pentru cea mai bună actriță în rol principal. This is for all three of us. It's got my name on it, but we can scratch in some other names. Iar Rachel Weisz a câștigat premiul BAFTA pentru rol secundar. Had the greatest luck in that I played opposite two of the most glorious women, Olivia Colman and Emma Stone. I salute you. The BAFTA is awarded to Roma. Și pelicula mexicanului Alfonso Cuarón a avut o seară încununată de succes. A adunat 4 premii, cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună cinematografie și cel mai bun film într-o altă limbă decât engleză. I'm very happy that BAFTA is honoring the story of a woman who's a domestic worker from indigenous background. Rami Malek a câștigat premiul pentru cel mai bun actor cu rolul legendarului Freddie Mercury în Bohemian Rhapsody. Thank you to BAFTA for this is a gorgeous gift. I still cannot believe that I'm included with this group of actors. Actors I so respect and admire. La fel ca la edițiile trecute, invitații de onoare ai galei de la Londra au fost prințul William și soția sa, ducesa Kate. Ducesa a arătat splendid într-o rochie Alexander McQueen, accesorizată cu o pereche de cercei care i-au aparținut prințesei Diana și cu o brățară primită de la regina Elisabeta. Turiștii care vizitează Veneția și nu au un plan să stea mai mult de o zi în oraș vor plăti o nouă taxă de cel mult 10 euro. Aceasta va intra în vigoare din luna mai și este menită să financeze sistemul de colectare a deșeurilor. Autoritățile locale au luat această decizie după ce și-au dat seama că cei mai mulți dintre turiști nu petrec nici măcar o noapte în hotelurile de aici și prin urmare aduc puțin bani la bugetul local. Vor beneficia de scutiri studenții, cei care merg în scop de afaceri și locuitorii din regiune. Consiliul local va stabili apoi către ce sistem de colectare a deșeurilor va dirija banii. Iar pe site-ul nostru aflați despre o descoperire istorică făcută de un instalator într-o canalizare din Danemarca. Bărbatul schimba țevile când a văzut o lamă metalică ieșind din noroi. Peste ce a dat vedeți pe www.știrileprotv.ro. Este stare de urgență pe un arhipelag din nordul îndepărtat al Rusiei din cauza unei invazii a urșilor polari. Topirea ghețarilor i-a lăsat fără posibilitatea de a se hrăni, așa că au început să exploreze zonele locuite. Un bărbat a filmat un grup mare de urși adulți și pui scormonind prin gunoaie. În centrul administrativ al arhipelagului au fost zăriți peste 50, așa că oamenilor le este teamă să mai iasă din case sau să-și trimită copiii la școală. Împușcăturile, claxoanele și gardurile nu i-au ținut pe musafirii nepoftiți la distanță, așa că autoritățile au permis vânătoarea, deși specia este protejată în Rusia.